două branduri care cred că fac parte din trecutul dumneavoastră în fotbal. Da, mai ales Farul. Mai ales Farul, desigur. Da, bine, am trecut puțin la Steaua, eu așa îl consider. Am fost puțin în anii 1990, dar bineînțeles că cel mai mult în legea de Farul și asta n-am ascuns de ele. Gică Hagi spune că Farul merita să câștige această partidă, că FCSB n-a făcut altceva decât să amenințe cu niște faze fixe, că n-a prea ajuns prin care o echipei gazdă. Ce să spun acum, după ocaziile de gol, ocaziile clare care au fost, cel mai bun de pe teren, și din punctul meu de vedere a fost Târnovanu. Da, poate să se simte nedreptățit, cred că rezultat de egalitate ar fi fost mult mai aproape de adevăr. Dar știți cum e, fotbalul se joacă pe un fel, sau rămânuțel, se pretează un fotbal mai bun decât care are ocaziile mai mari. Este întotdeauna învățător. FCSB a avut o fază fixă de care au spus să plătite. Bine, am mai avut vreo câteva situații de genul ăsta, în care puteau să mai înscrii. Au dat gol dintr-o fază fixă și s-a scris istoria acestei partide. La un joc nu extraordinar de strălucit, dar repet încă o dată cu rezultat de egalitate ar fi fost mult mai extraordinar. Simțiți că FCSB a scăpat în postură de câștigătoare a campionatului sau lucrurile încă nu sunt lămurite? Din punctul meu de vedere, da. De ce spun lucrul ăsta? Ei și în sezonul normal luați un avans destul de mare, iar dacă s-au înjumătățit punctele, ați văzut că celelalte aspirantele a primelor s-au încurcat între prime și sunt convins că se va mai întâmpla lucrul ăsta în continuare. Avansul e destul de mare. Pentru câte meciuri au mai rămas, 7 puncte sunt foarte multe din punctul meu de vedere. Să pierzi 3 meciuri și celelalte, să le câștige, mi se pare destul de greu. Cred că au avut o constanță mai mare și pe undeva ar merita să câștige și campionatul după este de vreo 10 ani. Avem acest episod cu Radaslavescu, scos prin minutul 28. Dumneavoastră, ca antrenor, cum ați văzut acest moment? Eu vorbesc din punctul meu ca antrenor, schimbarea a fost perspectivă de altcineva. Și știți foarte bine. Da, e un lucru urât, un lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple, indiferent de situație. Din contră, e un jucător foarte tânăr, care are nevoie de încredere, care are nevoie de a-i se da mai multe șanse, nu o șansă de genul. Bine, nu pot să putem spune că a avut o evoluție bună, de departe. A avut o evoluție destul de startă, tot plantul drept al CPSB-ului, dar asta nu l-ajută cu absolut nimic, nici cât o să ajute FCSB-ul. Este un jucător under, are nevoie în continuare de el. Nici celălalt care a intrat în stadion, am putut să mai avut o evoluție concludentă în meciurile trecute, chiar în meciul ăsta, dar a fost decizia patronului care a recunoscut că a făcut această schimbare rapidă. Nu e un lucru normal, dar se mai întâmplă în fotbal. De ce să spune că nu este prima oară când un jucător este schimbat până în minutul 30. Cu dumneavoastră, Farul ajungea la un moment dat la apogeul său, finală de Cupa României, ajungeați între primele 5 echipe din Prima Ligă din România. Acum însă Farul a urcat la un alt nivel, vedem, a câștigat campionatul, este în play-off în fiecare sezon. Cum vedeți această transformare a Farului? Transformarea a venit odată cu această... cum să spun, nici nu știu să găsesc exprimarea între Farul și viitorul. O căsătorie, să zicem așa. O căsătorie, da. O uniune din asta care a dus la aceste persoane. Să știm foarte serios, Farul, pe care o știm noi, nu știu dacă se mai putea descurca pe Liga a II-a, și sunt convins că ar fi dispărut iarăși, așa cum a dispărut în 2014-2015, când s-au desfințat ei. Cred că ar fi avut această ceartă, dacă nu era această uniune, și e normal că viitorul avea o istorie scurtă, dar avea rezultate bune, mai fusese campioni, câștigase cupa, aveau ceva în istoric și, bineînțeles, că a cooptat și Farul, vechea Farul, cu suporterii ei. Acum au început ei să aibă suporterii pe brandul Farului. Da, înseamnă ceva în Dobrogea. E un lucru foarte bun, pentru că Farul ar fi dispărut fără această fugire. Dumneavoastră... Dar este greu de acceptat pentru mulți constanțeni. Identifică un pic Farul cu Stadionul Primaverii și cu cel din stadionul din centrul orașului și sunt convins că atunci când stadionul va fi gata, nu va avea cel puțin 10.000 de spectatori la fiecare partid. Aici este puțin peste mână să meargă la Academia Gică Hagi. Dumneavoastră percepeți liderul actual al campionatului FCSB ca fiind echipa la care dumneavoastră ați fost? Pentru că la începutul conversației noastre am amintit de acel moment în care dumneavoastră ați ajuns la Steaua. Da, eu din punctul meu de vedere, da. Deci mă gândesc că și în virtutea faptului că ați trecut pe acolo, vă încântă un pic ce se întâmplă cu FCSB. Întotdeauna am ținut cu echipele românești care au stat pe echipele europene. Așa ca și suporter a unei echipe, am fost suporterul Farului. Suporterul Farului? Da. Iar am trecut pe la FCSB, pe la Steaua, da. Când jucam cupele europene, într-adevăr, era Steaua, Craiova, Dinamo, Rapid, Dortmund, pe românească era suporterul lor. Dar în campionatul a fost suporterul Farului. Susțin. Vă e dor de vremurile în care în Constanța se scanda Petre Grigoraș cel mai tare din oraș? Aș fi născut să spun că nu, nu mi-e dor sau nu mi-aduc aminte cu plăcere. Nu, mi-aduc aminte cu plăcere. Înseamnă că am însemnat ceva pentru echipa asta și pentru oraș. Mă mândresc că merg în oraș, sunt salutat cu respect de oameni. E lucru care rămâne. Lucrul ăsta nu mi-l de la mine și mă mândresc că nu am fost un simplu trecător prin viața acestei echipe. Mai departe, știți cum e. Azi e sus, mâine cobor. Asta este viața, trebuie să acceptăm. Nu întotdeauna putem, sau nu trebuie să fim numai noi în vârful piramidei. Poate a trecut timpul meu, poate a trecut, trebuie să vină să treacă și timpul altora. Este cursul vieții, trebuie să respect acest lucru și totuși rămân cu amintiri foarte plăcute, amintiri pe care nu le poate lua.